Mare este Domnul nostru. El care a făcut păsărelele să cânte frumos și tot El a făcut și oamenii pe mulți cu voci frumoase, dar mai mult decât voci, i-a făcut să poată compune cântări frumoase și adânci care să descopere măreția lui Dumnezeu. Mărească-se numele Lui. Amin. Frați scumpi și surori scumpi în Domnul Iisus, prin harul lui Dumnezeu și în această seară am mai primit de la Domnul viață, glorie Lui. Amin. Și ce interesant că mulți au viață, dar nu toți o folosesc pentru viață, ci cei mai mulți folosesc viața pentru moarte. Că numai cine seamănă în Duhul va secera viață veșnică. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească moartea, putrezirea. Dar pe noi Dumnezeu ne-a ales din pulberea pământului ăsta, cum s-a cântat în cântare. Și apoi ne-am podobit cu har. Și prin har avem viață. Și prin har ne bucurăm în Domnul Iisus. Și prin har ne bucurăm de Duhul Sfânt. Ce trebuie doar ca să ne menținem cu o inimă curată. În pilda sămânătorului din Luca 8, spune că a căzut aceeași sămânță a sămânătorului. Sămânătorul e Iisus Hristos. Și El a ieșit să-și seamene sămânța Lui. Sămânța Lui se seamănă prin cuvânt. Și a căzut sămânța asta în patru feluri de pământ. Sigur, cel mai bun pământ este pământul care aduce rod bun. Și care nu lucri degeaba. Este pământ pe care de multe ori lucri degeaba. Am văzut într-un an în județul Sălaj, oamenii au sămânat pentru a patra oară și nu știu ce au putut culege, că era un an rău, cum îl nume oamenii, și pământul lor la fel slab. Dar am văzut pământuri pe lunga Someșului și a Mureșului și a altor ape, care ori ploua, ori nu ploua, puteai să-l ari, puteai să-l samini, că era nisipos, mănos. Și acolo puteai să treci numai cu
o turmă de oi peste pământul grăpat și sămânat cu grâu și gata, ca pe la Buzău, unde multe sămânături pe vremuri le îngropa, trăgând caii câte o tufă mare de spin după ei, și îngropa sămânța și ieșea sămânță de numă. Pământul bun a primit sămânța sămânătorului și atunci evanghelistul scrie că trebuie să o țină într-o inimă bună și nu-i destul și curată ca să aducă rod. Poți să fii un om cu inimă bună, care niciodată nu te-ai certat cu nimeni, care niciodată n-ai făcut nimic care să aducă supărare aproape lui tău, casei tale sau neamului tău sau bisericii în care te închini. Poți să fii un om așa bun, dar dacă inima nu ți-e curată, nu-i bun. Pământul ăla, rodul care îl va aduce, nu va fi bun. Oameni cu inimă bună sunt și bețivii. Și ei, dacă te bagi într-un restaurant din ăla cu beuturi și câte unul vine și el amărât și n-are bani, uitându-se unul altul la el, numai vezi că careva să scoală, mă, pune și la ăla un deț. Și pune și la ăla și plătește asta la alt, că are inimă bună, dar nu-i curată, că e plină de patimă. Tot așa, oamenii s-au afundat cu fiecare generație în câte un păcat grozav. Prima generație care a populat pământul a fost aceea familiei lui Adam și Eva. Și acolo primul lucru rău care s-a instalat a fost neascultarea. Al doilea lucru a fost crima. Și apoi, în aceeași generație de oameni, până când Adam încă trăie, s-a multiplicat omorând Lameh pe Cain. Și atunci Cain a fost răzbunat de 7 ori și Lameh de 70 de ori 7. A sosit potopul și a șters păcătoșii și a rămas un neprihănit. Neprihănitul acesta a ajuns să cadă în păcat prin neveghere și neștiință, că n-a știut ce se poate întâmpla cu mustul de la struguri șters, stors. Și astfel s-a îmbetat și a adus în omenire și păcatul beției, în urma căruia, văzându-se într-o stare neplăcută cu nepotul lui, băiata fiului său, Ham, a rostit un blestem așa de aspru, încât de la el și până azi, continentul hemit nu-și poate schimba culoarea.
De multe ori când cineva mustră aspru pe un om, îl vezi că negrește la chip. Dar mustrarea lui Noe a fost așa de aspră să vede că a schimbat geneticul în Ham și toți urmașii lui până astăzi și i-a făcut să fie mai slab decât ceilalți toți. Și până azi africanii săraci sunt așa. Apoi a venit mai târziu păcatul lăcomiei de avere la Lot și pentru avere s-a băgat în loc nepotrivit între cei din Sodoma și lăfăindu-se în averi, cei din Sodoma s-au străcat la minte că bărbaților nu le mai trebuie femei, ci numai între ei își satisface poftele. Și a intrat în lume apoi și păcatul ăsta și până azi face atâtea ravajii. Cu fiecare neam de om, păcatul numai s-a tot multiplicat. Și am sosit în zilele noastre pe care Pavel Apostolul le numește, vorbind în Timotei, vorbind și la Romani și în Corinteni, că noi trăim zile rele, zile grele, nu că n-ai ce mânca sau ce purta, ci că unul la altul își face zile grele și rele. Și ce vedem la ora actuală, datorită faptului că omenirea e împărțită în două, spița avramică caută totdeauna pe Dumnezeul adevărat. Și din el, ieșind Ismail, ismailiță, la binecuvântarea lui, a primit asta, că toate neamurile vor fi împotriva lui și el va fi împotriva tuturor. Și păcatul răzbunării ăștia se bazează pe un fond a unei credințe că numai așa ajungi în rai dacă omori un evreu sau un creștin sau cât mai mulți poți să omori chiar cu moartea ta. Fapt pentru care unii ajung să se încarce cu explosiv și care n-au să se încingă în cauciucuri diferite, să-și dea foc, ca oamenii cum Nila să se adune să-l salveze și în timp ce îl salvează să explodeze ceva, să omoare cât mai mulți, că atunci să ajungă el în rai, bine. Așa o credință falsă. Și de aici să desprind două puteri mari care tot timpul fi în vrășmășie și au fost. Și la ora actuală am ajuns vremea asta vorbită aici de Sfântul lui Dumnezeu care zice: de aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă, că sunt vremuri rele.
ajungi să vezi cum stau lucrurile, dar nu poți să te exprimi. Ajungi să vezi ce rău vorbește cineva, dar tu nu poți să te exprimi, că-s vremuri grele, vremuri rele. În felul acesta, o veste de la Ierusalim, că un predicator predica pe Iisus și l-a înconjurat evrei bătrâni și i-a interzis să mai vorbească de Iisus, pe care ei l-au considerat Dumnezeu străin. Și dacă nu tăcea, îl omoră acolo. Sunt vremuri grele, o omenire ferbe toată. Și evreii din toată lumea se duc în Israel să înarmează până în gât, să facă față palestinienilor și arabilor. Arabii, la rândul lor, în toată lumea, fac proteste și amenință cu bombe, cu omoruri. Și nu se știe cum să termină vremea asta rea. S-ar putea, după cum am zis atunci când au început să vină sirienii valuri, valuri în Europa, între creștini, și unul din cei de la hamatul lor acolo, cum îi zice, a spus: acum a venit vremea să le plătim la creștini pentru pagubile și morții care i-au făcut în timpul cruciadelor cu ai noștri. Și țelul ăla era să ocupe țările creștine și într-o zi să facă un asalt. Și de aici s-ar putea întâmpla Armagedonul, care să meargă până la punctul spus de Daniel, când puterea poporului sfânt să fie zdrobită de tot. Și atunci se va scula marele voivod, ocrotitorul copiilor poporului tău, că va fi o vreme de strâmtorare. Vedeți cum merg lucrurile. În zile ca acestea, cel înțelept trebuie să tacă, căci sunt vremuri grele. Dar totuși ce trebuie să facă? Căutați binele și nu răul. Binele e împărăția lui Dumnezeu, răul e în împărăția Satanei. Evreul ăsta, predicator de pe la Londra, spune că tâlmăcea el într-o discuție a lui că Hamas, dacă ai vrea să-l traduci direct în românește, ar însemna Lucifer. Și ei vor să fie primi în lume, să n-aibă pe nimeni peste ei. Și luptă la aceasta. Ce trebuie să faci? Căutați binele și nu răul, ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi. Noi, în special, ne lăudăm că Domnul e cu noi și nu ne lăudăm degeaba.
fiindcă vedem cum Dumnezeu lucrează prin cuvânt, vedem cum Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt, vedem cum Dumnezeu din când în când își arată mila față de noi și ne ascultă rugăciunile și produce semne vizibile că e cu noi. Mărească-i să numele. Dar atunci prorocul de la Duhul Sfânt ne îndemna și ca astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi, așa să fie. Domnul să fie cu noi în toate. Să fie cu noi fiecare individual. Cum prin har a fost și cu mine în zile așa grele, când eram urmărit îndeaproape și ziua și noaptea, când umblam cu câte un securist după mine, pe tren, în misiune, prin biserici, ori pe unde. Dar Domnul a fost cu mine. În încercările vieții, El a fost cu mine. Atâtea amenințări le-a nimicit pe toate. Mărească-i să numele. Apoi în accidente a fost cu mine și m-a salvat. Dar așa doresc să fie cu toată biserica asta și cu toți cât se încred în Domnul. Domnul să fie cu noi așa după cum zicem noi. Și salmistul zice, fie îndurarea ta peste noi după cum o așteptăm noi de la tine, fie slăvit Domnul. Ca să puteți face una ca asta, urâți rău și iubiți binele. În atâtea înfățișeri se prezintă rău astăzi, dar unul din cele mai obraznice înfățișeri ale lui se prezintă în educarea copiilor, care trebuie complet urâtă ca copiii aduși la binecuvântare de la câțiva anișori să fie învățați cu lucruri murdare care le strică copilăria și îi face să se gândească la lucruri care nu sunt pentru ei. Și în felul ăsta ei discută între ei despre asta și când au ocazia încep să pună în practică ce au învățat și le strică tinereța și le strică apoi credința. Zeci de persoane care ne-au dat telefon până acum și azi dimineață cineva, nu mă mai pot ruga, nu mai pot citi în Biblie, nu mai am dor să mă duc la adunare. Mă plec pe genunchi și nu am un cuvânt să zic și nu pot să cânt. Măi, tu te-ai uitat la lucruri scârboase și mintea ta s-a întunecat. Și tu de acum vei călca foarte rău. Vei ajunge să nu mai poți să-ți iubești nici nevasta, nici copiii, nici părinții. Să știi că de o vreme am multă ceartă și nu știu cum, orice zice către mine nu pot să suport. Nici pe părinți, nici pe nevastă. Vezi, diavolul a intrat cu ura,
pe urma faptului că te-ai uitat la lucruri nelegiuite și mintea ta n-a făcut diferență între rău și bine. Aici cuvântul ne spune să căutați binele și nu rău, ca să trăiți. Iată de unde vine moartea spirituală. Din căutarea răului vine moartea spirituală. Și dacă umbli pe picioare, tu ești un mort. Apoi nu mai spun câte persoane sunt a căror minte nu mai bună. Și numai tot de telefon, n-acum ce să mă mai fac. Îmi dă telefonul una de lângă Ploiești, undeva, ieri. De atâta timp n-am mai făcut curat, n-am mai făcut mâncare și nu mai am chef să fac nimic. I-am spus, am mai văzut așa persoane. Una cel puțin 3 ani de zile nu s-a sculat din pe loc. Puță toată casa. Și ea nu făcea nici mâncare, nici nu spăla, nici nimic, nimic. Și nu vorbea cu nimeni, nici cu mama sa când îi dădea telefon. Nu vorbea. Stătea numai așa. Și locuiam încă la fratele Vanciu atunci și fratele Vanciu, fiind prieten cu soțul ei și așa, s-a dus și ce știu cum, a scos-o din casă și a dus-o acolo și a venit și fratele Pruneanu și am strigat la Domnul și s-a dus acasă, eliberată, și s-a apucat și a făcut curat și a făcut de mâncare. Și când a venit bărbatul acasă, el a venit cu câțiva oameni, că avea oameni la lucru pentru el, așa. A rămas așa de mirat. Păi ce ai făcut? Am fost acolo și s-a rugat. Hozan, Pruneanu și Vanciu s-a rugat pentru mine. Mi-a dat telefon cu atâta mulțumire. Când gândul lași la rău, rău încalecă pe tine și te va duce din rău în mai rău. Odată nu mai poți citi, a doua nu mai poți cânta, a treia nu te mai poți ruga, a patra te încarcă cu ură mare și după ce te încarcă cu ură mare și ție îți place, de aici încolo viața ta îi în mâna celui viclean și tu nu vei mai vedea soarele neprihănirii numai dacă te vei întoarce cu privirile spre Dumnezeu. Atunci vei fi luminat, mărit să fie Domnul. Căutați binele și nu rău, ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi. Urâți rău și iubiți binele, faceți să domnească dreptatea la porțile cetății și poate că Domnul Dumnezeul oștirilor va avea milă de rămășița lui Iosif. Doamne Iisuse Hristoase, îndură-te de noi de toți. Dar pentru aceasta noi trebuie să urâm răul. Și nu răul care îl vezi că e așa de mare, că se omoară unii pe alții, ăla e un mare rău.
dar și răul mic care e în tine, urăște-l, nu-l iubi, nu te mai uita la lucruri nebune, nu mai vorbi despre așa ceva. Curățiți-vă inimile, curățiți-vă mâinile păcătoșilor, zicea Sfântul Cuvânt, și atunci să vedeți că toate lucrurile vor fi bune, că Dumnezeu din cer ne veghează pe fiecare și ne va ajuta pe fiecare ca să ieșim din nevoi și din necazuri, dacă cu adevărat vom căuta binele și nu rău. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-ne la aceasta. Uitați ce mai zice Sfântul Apostol Pavel către unul din copiii săi. Că Pavel a dat mult pe asta, să învețe pe alții. În 2 Timotei, în capitolul 3, se referă iară la aceste vremi. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, exact cum a spus și Amos, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Ai văzut ce aduc vremurile astea de acum? Sunt vremuri grele, dar pentru cel care se lipește de Domnul, e vremea destul de bună de a ne pocăi. Pentru cei ce iubesc venirea Domnului, vremea prielnică de a se sfințâ. Pentru cei ce doresc să ajungă în ziua aceea să fie răpiți și să întâlnească pe Iisus, Domnul le dă putere de azi să trăiască o viață cum a trăit și Iisus. Glorie Domnului! De aceea, dragii mei, în vremi ca acestea, înțeleptul să tacă, să nu se avânte la vorbe, la ce știu eu câte din astea, că, cum zice un proverb, vorba multă-i sărăcia omului. Și apoi, să nu vă frământați mintea și toată ziua să vorbiți de ce se întâmplă pe la știri, pe la ce știu eu ce, că nu folosește la nimic. Azi e o știre și mâine e alta și de ai de zile sunt atâtea știri și niciuna din ele nu se întâmplă. Dar omenirea e nu-i statornică. E nu-i ca un obiect, cum Biblia asta o pui aici pe bun și acestă până când o iei iară.
omenirea nu-i statornică. E mereu de-a valma, într-o direcție, în alta. Și toate câte se întâmplă, ne aduc aminte de un revoluționar român, Nicolae Bălcescu. A scris și el la o carte și în scrierea lui, știi ce zice? Omenirea nu stă pe loc, nu-i statornică, dar ori încătr-o dă, nu poate să meargă decât unde indică degetul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu împinge omenirea asta pe făgașul acela ca să ajungă în cele din urmă acolo unde Dumnezeu vrea. Mărească-i să numele. Cu povești, cu războaie, cu politică, cu ce-o fi, dar trebuie să ajungă unde Dumnezeu vrea. Așa că noi suntem ai Domnului. Și pentru noi degetul lui Dumnezeu indică cerul. Aleluia! Pentru noi degetul lui Dumnezeu indică raiul. Pentru noi degetul lui Dumnezeu indică să stăm într-o stare de sfințenie și curăție. Să ne dezbrăcăm de tot ce-i firesc. Și apoi să iubim binele și să urâm rău. Despre celelalte, în vrem rele ca acestea, înțeleptul să tacă. Amin.